Ia uite. Vă să mă lichideze. Domnul polițist! Domnul polițist! Poliția! Mor cu poliția! Uitați ce mi-au făcut, mă, fraților, ia uitați. Deci mi-au spart tot. Domnul polițist, aceia sunt, ia uitați cum vin. Vedeți că vin să mă bată, protejați-mă. Da. Ăștia din spate, ăștia cu mașina asta. Ăștia sunt, ăștia m-au nenorocit. Rămâneți acolo. Sigur. Ia uitați. Bă! Este filmul unei urmăriri care s-a terminat cu o bătaie chiar în fața polițiștilor. S-a întâmplat ieri într-un sat din Buzău. Un conflict spontan, spune poliția. Victima spune că a vrut să arate poliției cine încalcă legea. Se vindeau practic pui și găini vii în cuști pe acostamentul drumului. I-am vrut să fac doar o poză. După ce am pozat, am fotografiat cuștile, au venit acești indivizi și au început să întreagă de oglindă, să dea cu picioarele în ușă, în aripă, peste tot. În imaginile filmate chiar de victimă se vede cum un individ sare pe mașină chiar sub ochii oamenilor legii, împingând-o chiar și pe polițista din patrulă. Mă, cu poliția! Debusolați, polițiștii asistă fără reacție. Mor cu poliția! Asta e poliția română, mor cu ea! M-a auzit? Poliția! Băi, ieșiți la post, la săpoc, ca să iasă cineva, că la cenotești n-a ieșit nimeni. Ce vreți să opresc, să mă lichideze ăștia? M-am luat de la poliția, pentru tare, da? Ce rătaie să am, Tolu, ce rătaie să mai am? Stai, ce blocam, m-am nemărăcit? Poftim, nu m-au tricuit, m-au blocat! M-au blocat, ole, m-am nevărăcit! Bă, polițist! Bă, polițist! Abia al treilea echipaj de poliție de pe traseu duce victima la secție. Mi-au dat și aici în cap, cu picior. Polițistul din spatele meu, care era, stătea de vorbă cu individul respectiv la circa 2 metri, domnișoara n-avea cum să și demonstra că practic domnișoara n-a schițat absolut nimic, deși ar fi trebuit să pună una pe pistol să tragă în aer primul foc. A fost nevoie și de intervenția mascaților care i-au dus și pe bătăuși la secție. Poliția face cercetări pentru loviri și alte violențe și distrugere. Ăștia sunt. Uitați. La câteva ore după incident, agresorii au fost lăsați liberi. Au și postat imagini cu ei pe Facebook, petrecând.